Bună. Bună dimineața, eu sunt Ștefan Lalac și am să vă prezint cartea Labirintul, tratament letal. Acum mă duc la etaj. Să vedem. Aceasta este o carte foarte faină. Este cartea a treia seriei de succes Labirintul. Și ce scrie pe spate? Labirintul nu a fost decât începutul. Rău i-a răpit tot lui Thomas viața, amintirile și acum singurii prieteni care i-au mai rămas, Poenari. El știe că nu poate avea încredere în rău, deși cei din organizație îl asigură că vremea minciunilor a trecut, că au reușit să colecteze toate datele din perioada încercărilor și că acum trebuie să se bazeze pe Poenari, cărora li s-au redat amintirile pentru a-i ajuta în ultima lor misiune, aceea de a desăvârși schema de tratament împotriva arșiței. Dar s-a întâmplat ceva ce nici încercările, nici variabilele nu au prevăzut. Thomas își amintește mai mult decât își închipuie ei, suficient ca să nu creadă niciun cuvânt din ceea ce îi se spune. După ce a învins labirintul și a supraviețuit în ținutul pârjolii, Thomas riscă acum totul ca să-și salveze prietenii. Dar adevărul ar putea fi mai periculos decât și-ar fi imaginat vreodată. Va supraviețui oare cineva? Acestea sunt cele trei cărți. Mai sunt încă două, Labirintul Ordin să ucidă și Labirintul Cod, Arșița. Bun. Deci, dați like dacă vă place, dacă nu, dislike, dar abonați-vă ca să primiți toate notificările, să primiți notificări când mai fac videouri. Deci, pa, pa!